Seara pe scenă aici la Câmpul Lung Moldovenesc. Adrian Ordean, chitară și compozitorul grupului nostru, care are foarte mulți ani, dar și puțini ani de când, adică în câteva luni de când reactivăm împreună după 22 de ani. Fondatorul grupului Compact din Cluj, Constantin Cămărășan, chitară. Cele mai mari emoții le am întotdeauna când trebuie să prezint singurul toboșar de pe planetă care poartă vârsta pe tricou. Lenuț Vasilescu, megastarul! Așa, mergem mai departe. Din Brașov venit Adrian Cocotinca, chitară, bas, Bonel Puia, claviaturi. Și invitatul lor din această seară, Dan Bidman de la Iris. Leo Iorga din Arad. Sunt invitat pentru că mai trebuie să lămurim niște chestii juridice. O să cântăm acum un cântec de încălzire, evident. Trebuie să mă încălzesc eu, în primul rând, ca să pot să fac niște salturi mortale aici pe scenă. Nu trebuie, nu. E bine așa să stau? Atunci voi sta așa, dar atunci vă încălziți voi și o să cântăm un cântec din 1991 care se numește Hoinarul. Fiecare dintre noi e hoinar în felul de aici. Fără pupas, dacă ai ști
de când ai plecat. Strada este casa mea. Nu mai am rătăciune, căci așteptarea-i grea. Să văd formația roșu și negru la mine în oraș, în Arad. Acolo era Adrian Ordean îmbrăcat în haine albe, nu în negre. Avea părul negru, nu alb. În ghete, ghetele lui erau albe, nu negre. Iar piesa care urmează este compusă de Adrian Ordean în 1981. De mic, de la mic la mare toată lumea. Bălăție multă, haideți! Care seară, într-o nu știu care vară, 2018, într-o nu știu care sat, sub nu știu care pat, sub nu știu care pat. Privitel când un cercel, stă pitit un șuricel, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care sară.
și el fricos. Din caflase, dintr-o carte, din caflase, toată lumea. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care seară, sub un nu știu care vară. Și el vârtos, prin caflase dintr-o carte, prin caflase dintr-o carte. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care sară, sub un nu știu care vară. Cu piedica puștii trasă, șoade o vânătoreasă, ești îmbrăcată de vânătoreasă, vezi? Sau o doamnă dispare subit din peisaj, se întreabă aparținătorul, care nu este aparținător, este un prieten, un vecin, cine știe pe unde ești, ce mai e cu tine. Asta se cânta în Costineștii anilor 1992. See you.
uccidere, uccidere per te. Aud suavele voci ale gadicilor prezente în această seară. Cele mai tinere și cele mai puțin tinere vreau să cânte împreună cu mine începutul acestui cântec, cu care trebuie să vă spun că am luat premiul de bătrâne, premiul de Lifetime Music Award. Aplaudați! Cântec preluat altfel și de muzicienii mai tineri ai României, Shift Vizi, Marius Moga și așa mai departe. Ia să vedem despre ce este vorba. Toată lumea dă din brațe în bătaia vântului. Voi veni, după și ea.
secondi, da? Yeah.
Popedescu, Adrian Cocotin ca model, Puia și invitatul lor, Leo Iorga. Să vă gândiți din când în când la această seară după-amiază. Thank you.
să nu te pierd. Știu că ești departe, totuși înspre tine. Inside.